Dacă aveți probleme respiratorii, mediul salin poate fi o soluție. Salina de la Centrul de Sănătate Sfântul Nectarie din sectorul 6 a fost redeschisă după 2 ani de pandemie. La eveniment a participat și primarul Ciprian Ciucu, care a remarcat multitudinea de facilități pentru cei în nevoie. Este bine ca oamenii să știe că aici pot să găsească mai multe specialități, de la stomatologie, cardiologie, pediatrie, chirurgie cardiovasculară, chiar dermatologie, chirurgie generală. Pentru a beneficia de tratament la salina construită din cărămidă de Himalaya, pacienții cu probleme respiratorii trebuie să aibă o trimitere de la medicul specialist. Salina este dotată cu mobilier modern, lumini ambientale și televizoare, pentru ca atmosfera pe perioada tratamentului să fie cât mai plăcută. Persoanele care se adesează pot veni atât contracost, la niște prețuri accesibile, cât și cu bilet de trimitere, adică să acceseze serviciile decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Cu ocazia redeschiderii salinei, pe tot parcursul zilei, aproximativ 200 de persoane au beneficiat de consultații gratuite la cele 22 de specialități ale centrului medical.